Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul părinților sau împreună cu familia. Patru copii și părinții lor au rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa le-a fost arsă până la temelie. Doi dintre copiii soților au grad de dizabilitate, iar soția este însărcinată cu al cincilea copil. În prag de iarnă, familia Rusu din satul Boșcan, raionul Creuleni, a rămas fără nimic. Le-a ars tot ce au agonisit o viață: haine, încălțăminte, mobilă și banii adunați din pensiile de invaliditate ale copiilor, în sumă de 27.000 de lei. Vedeți întreaga istoria acestei familii la o nouă ediție a emisiunii La limita existenței. Copiii ăștia apar, striga: mamă, mamă! Și eu ies de acolo, zic, și cât de ei ne arată, mamă, arde aici, și aș plânge. Eram la serviciu și m-a sunat soția și zic că vină, mă arăt de casă, că arde casă. Soția a avut niște bani acolo și o arță. Câți copii? 27.000, 27. M-a sunat, multă lume m-a sunat și care a niște ferestre, o scos, o să mă ajut și a zis, dar care o ușă, care niște șeferi, care o să o... Chiar și bău, o să fiu. Incendiul a izbucnit luni dimineața în jurul orei 9. Trei copii de 2, 4 și 6 ani erau în casă, în timp ce mama era în bucătăria de vară. Unul dintre copii ar fi văzut cum iese fum de la o priză și i-a anunțat pe ceilalți. În acel moment, tatăl copiilor era la muncă, iar cel mai mare băiat la școală. Copiii ăștia apar, striga: mamă, mamă! Și eu ies de acolo, zic, și cât de ei ne arată, mamă, arde aici, și aș plânge. Elena spune că în doar câteva secunde a reușit să-i scoată pe toți afară, desculți și fără alte lucruri din casă. Am luat un șlang să ud, să scăpă flacăra, dar n-am putut, că buhnie ferestele, dar deja. Ne-au ars microunde, ne-au ars tătă, frigider ne-au ars, două frigideri ne-au ars. Mobile, haine ne-au ars. Deodată a început să fac fum. Și eu deodată am văzut că faci fum și am vrut să o stâng, poate să reușesc. Și brusc până s-o opins, după ce am luat copiii. Și s-au început a buhni ferestele. Of, Doamne! Și am fugit cu fratele meu Mișar la Surmelean, am fugit deodată să scoatem copiii, dar am cu mătra Lenuța, nu suntem nebozizat la mine, cu mătra Lenuța de copiii, ca unui mașină salbă. Și au început ardea, am văzut noi căldări, dar nu mai dorim noi căldări, dar erau bucnit, bucnit, și așa, și mai mult n-am văzut așa. În scurt timp, casa a fost cuprinsă de flăcări, iar fumul negru a fost văzut tocmai din satele vecine. Eram la serviciu și m-a sunat soția și zic că vină, mă arăt de casă, că arde casă. Și am alergat, am oprit o mașină și din... un om din Grușova, cu Opel Zafira negru, mulțumesc că m-a agitat, într-adevăr, că las că ne întâlnim odată și odată. A să ajut și eu și am să pot. La vecini au chemat ambulanța, îi mulțumesc tare mult la vecini, că eu au sărit în ajutor. Dar nu au fost vecini, apoi nu știu ce făceam eu. Și eu au sărit cu șlangul, dar șlangul nici apă nu era la grant, că apa era oprită la artezeancă. Era pe linie apă.
mă sunt în ambulanță până s-o sunt tot flacăra. Eu mă simțeam că tensiunea mi s-a scăzut și eu m-am stresat tare. Când a ajuns acasă, nu a mai putut să salveze nimic, spune tatăl copiilor. Toată casa și toate lucrurile din locuință au fost făcute scrum. Haine, încălțăminte, mobilă, cărți, ghiozdane, jucării, totul a ars. Soția a avut niște bani acolo și a ars. Cărți copii? 27.000, 27. Am avut stencă mare de asta, stencă mare pentru copii. Și fiecare ușă era hăinuțele la fată, hăinuțele la un băiat, hăinuțele la nou-nouț care trebuie să se nască, care să nască. Și apoi l-au părut pompieri și au ajutat pompieri. Mulțumesc la pompieri, că fără foc pompieri nu putem trăi. Și mulțumesc că ți-au lucrat rapid și a bătit și vântul. Că în zilele astea cam nu bătie, dar și ieri nu știu, așa o vântăraie s-a pornit. Cu ochii în lacrimi, soții și-au încărcat lucrurile arse într-o remorcă și le-au aruncat la gunoi. Elena și Artiom au cumpărat casa în 2009. Era o casă bătrânească în care au făcut reparație, iar peste un an s-au mutat. Acum vor trebui să demoleze ce a mai rămas din pereți și să construiască o altă locuință. Așa, dar mirosul ăsta, el a intrat în pereți, este în lutul ăsta, el e din chiatră cu pământ. Și temele tot, am mai cărchit-o eu cât am avut posibil, am mai lucrat 10 ani la Moscova. Acum familia se adăpostește temporar în casa părintească a lui Artiom, tot în Boșcană. M-a sunat multă lume, m-a sunat și care a niște ferestre o să mă ajut și a să-mi dai. Care o ușă, care niște șeferi, care o să chiar și bău ca să fiu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că investighează cauzele care au declanșat incendiul. Între timp, oamenii de bună credință nu au rămas indiferenți față de nenorocirea care s-a bătut asupra acestei familii. Astăzi, la poarta casei lor, am întâlnit multă lume care a venit să le ofere o mână de ajutor. Toată lumea de Doamne, eu o să răcni în gură mare. Când am auzit, am plâns eu singur, că știu că și trebuie la copchii, că eu cresc și eu dau copchii singuri. E jale de nășcă-s copchii. Copchii tare, mult suferă copchii. Mă scuzați, dar eu am venit să mă bocesc în gura mare. Așa s-a întâmplat și zic, hai să ajutăm și noi măcar cu ce putem, că am și eu doi copii și... Mă rog, ca fiecare om, trebuie să ajutăm, că-i Doamne ferești, din caz de foc, asta nu se, nici, nu-i păzit nimeni. La 5 zile după tragedie, în ograda familiei Rusu, am întâlnit oameni cu suflet mare care au venit să-i ofere o mână de ajutor. Cei doi soți au decis să demoleze ruinele care au mai rămas și să construiască o casă nouă, modestă și caldă pentru numeroasa familie. Noi stricăm casa de oricum, că mirosul ăsta de fum pentru copiii noștri nu se poate. Copiii noștri au probleme cu sănătatea, care fibroză chestică. Să învăliți de gradul întâi. Am doi copii, fata și băietul. Fetița are 4 și băiețelul 6, trebuie să plinească mai noiembrie. Și nu-i se poate lor fumul ăsta și mirosul ăsta de fum. De tot așa o stricăm de la zero. Chiar la unul mare eu mă sunt rău, că eu, însărșinată, tot am înghițit o grămadă de praf aici ieri. Speranță. Ne gândim mai repede să ne mutăm la cuibul nostru. Nu vrem mai repede la cuibul nostru. S-au speriat că ei, băiețelul vorbește prin somn. Tot ce s-a întâmplat în acțeniu ăsta și spune cum mamă, ies fum, vorbești pe somn. Am moșul, am cunatul, verișorii am putut să apară și am tata, așa, neamurile mai apropiate. Da, mă, sunt și niște voluntari, scoatem lutul și eu mai rămas, că doar părețesc din val, că chiar pământ cu chiar cum fă și eu înainte, străbunei,
Și acată, să apucăm să facem ceva mai uleacă, mai nou, cu ajutorul oamenilor, cu ajutorul Dumnezeu. Sări, am înghițit o leacă de fum una alta, dar în orice caz îi dăm un vin uleacă înspre ei. Vreau principal copiii sănătoși, asta e principalul, nu a suferit nici unul, nici soția. Dar noi cu niciodată, dar am să facem treabă. Cu timpul să ajutăm și noi, care ne ajută pe noi, să ajutăm și noi pe alții astfel. Oamenii de bună credință dau dovadă de solidaritate, omenie și sprijin și ajută cum pot această familie cu bani, produse alimentare, haine, încălțăminte, pături, jucării sau materiale de construcție. Foarte multă lume m-a sunat, mi-a dat și un mic ajutor și mi-a trimis niște bani și chiar mă sunau chiar multe persoane și discutau cu mine că să am dire să mă calmau. Și tare mult am avut încredere și în lumea mea. Și în moldovenii noștri, în moldoveni. Frații moldoveni. Moldovenii de aici sau de peste hotare? Și de aici și peste hotare, peste tot locul. Și de la Moscova și unii suntem noi. Unii suntem toți moldoveni acolo. Mult ajutor am primit și de la preoții noștri din Republica Moldova, la părintele. De la Stăuceni, de la Călăraș, ne-a sunat și zis înspre drum, de la Piresieșna, părintele din sat. Desigur, n-am putut să rămân indiferent de această familie, că o cunosc ca o familie muncitoare, cu mulți copii, adică sunt oameni gospodari, nu beau, cum s-ar spune, și mai sunt de aici care beau și uită de lumină sau de astea. Oamenii sunt bravi, sunt uniți, sunt o familie muncitoare. N-am rămas și noi indiferenți, Casa de Cultură, ne-am adunat, ne-am sfătuit și am pus care și cum am putut, câte un mic ajutor din partea noastră și am un mic ajutor bănesc. Artem e un băiat brav, muncitor, eu cred că el a să facă tot posibil și o să reușească și o să construiască o căsuță bună cu ajutorul nostru și cu ajutorul la toată lumea. Toate persoanele care vor să ofere o mână de ajutor acestei familii pot suna la numerele de telefon afișate pe ecran 068-11-4603 sau 067-72-3542 sau pot transfera bani pe contul bancar afișat pe ecran.